Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Împărăteasa Kai, episodul 11. Lupta pentru a determina moștenitorul tronului din dinastia Yuan a început înainte ca acesta să se nască. Planurile împărătesei mame întâmpină o opoziție fermă din partea tinerei împărătese, care se simte frustrată de absența căldurii conjugale. Aceasta este pusă la o parte în încercarea de a oferi un moștenitor pentru tron. Cu scopul de a împiedica nașterea copilului concubinei Pak, împărăteasa testează mai multe servitoare pentru a vedea pe cine poate încredința cu punerea în aplicare a unui plan secret de otrăvire a concubinei Pak. Singura care reușește să înșele vigilenta împărătesei este paradoxal Sun Mian, femeia care fusese pedepsită de curând în fața împăratului chiar de împărăteasă. De acum, Sun Mian devine principala armă a împărătesei în lupta împotriva împărătesei mame, înmânându-i acesteia otrava care ar fi trebuit să ucidă copilul nenăscut. Pentru a facilita planul, împărăteasa o invită pe concubina Pak în fiecare zi pentru a discuta în timpul unei întâlniri cu ceai și prăjituri tradiționale din Goryeo. Treptat, cu fiecare zi care trece, concubina consumă tot mai multă otravă ascunsă în ingredientele prăjiturii, ceea ce ar duce, în cele din urmă, la pierderea sarcinii. Planul era așadar unul de durată, menit să anihileze complet inamicul. Pe de altă parte, la hotarul Goryeo, Wan Yu continuă planul de a înfrânge pe Batolu. El reușește să infiltreze în tabăra inamică pe cei doi slujitori credincioși, despre care toți credeau că au murit. Dacă planul lor de a-l înșela pe Batolu va reuși sau nu, rămâne de văzut. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.